Am revenit în direct la emisiunea Ce vor plantele. Dacă este duminică, așadar sunteți în direct cu emisiunea Ce vor plantele prin intermediul celor două numere de telefon afișate pe ecran. Invitatul meu de astăzi este, așa cum v-am obișnuit, doctor inginer Horia Ghibu, specialist în protecția plantelor, care, evident, vă răspunde întrebărilor adresate de dumneavoastră atât la cele două numere de telefon, cât și pe adresa de e-mail cevorplantele@luctv.ro. Alo, bună dimineața, vă ascultăm! Alo! Bună dimineața! Să rămână! Aș avea și eu de păr de pus. În primul rând, vă rog frumos să-mi spuneți cu ce pot erbicida o cultură de fasole. O cultură de fasole. Da, depinde ce buruiene aveți acolo. Eu vreau să vă recomand erbicidul Proponit în primul și în primul rând, dar la fasole sunt și mai multe erbicide care dumneavoastră le puteți aplica, cum ar fi, de exemplu, Basagran Forte, 2,5 litri la hectar, chiar dacă plantele sunt răsărite, dar să fie prezente și buruienile. Deci, post-emergent este. Da, este post-emergent, dar să fie și buruienile prezente. Da, da, da. Da? Sau v-am spus, produsul Proponit, care poate fi utilizat ca erbicid și în culturile de porumb, floarea soarelui și fasole. Deci împreună. Proponitul când se dă? Înainte proponitul, sau... proponitul este preemergent și este cu încorporare, deci la pregătirea patului germinativ. Deci în momentul când pregătiți terenul, faceți erbicidarea, erbicidați și încorporați cu combinatorul și după aceea în sola respectivă puteți cultiva porumb, floarea soarelui și fasole. Da. La o cultură de tomate, cum da. Pot scăpa de grașiță? Avem o plantă grăsoasă, cu frunza grasă. Deci, dacă este plantă cu frunza lată, este o problemă un pic mai delicată acolo. Da, și apare până iunie răsare. Da, da. Este o problemă un pic mai delicată pentru că, în general, la tomate... Eu totuși v-aș recomanda imediat după ce ați plantat tomatele, aveți posibilitatea să aplicați produsul Sencor. Este un produs pelicular care nu știu despre ce plantă este vorba, dar în general produsul Sencor oprește încolțirea multor buruieni și s-ar putea întâmpla să aveți succes. Dar nu distruge planta de tomate. Nu. Da, deci să feriți oricum să o stropiți, pentru că sunt aparate care au o protecție anume la lance și puteți merge la nivelul solului și faceți tratamentul respectiv, da? Da, da, da. Sunt aparate anume, vermorele, care au la lance o pâlnie protectoare. Și faceți erbicidarea la nivelul solului, însă mare grijă, după ce ați făcut erbicidarea, nu mai aveți voie să puneți sapa în sol, pentru că acolo unde săpați, distrugeți pelicula respectivă și atunci acolo răsar buruieni. Da. Da, mulțumesc. Vă mulțumim și noi. Alo, bună dimineața, vă ascultăm. Bună dimineața. Vă ascultăm. Am o plantă de apartament la Hoia, sau Lacrima Maicii Domnului. Așa, popular. Da. Da. Frunzele de vreo lună de zile se pătează maro, îngălbenesc și cad. Da, să folosiți dumneavoastră în tratament produsul Ditane. Și asta, da, și să-l folosiți în permanență, măcar o dată la 3 săptămâni, să-i faceți un tratament. Mai aveți întrebări? Nu, mulțumesc frumos. Cu mare plăcere. Mulțumesc și eu. Alo, bună dimineața. Se pare că am pierdut legătura telefonică. Haideți să continuăm, domnul Ghibu, că sunt foarte multe lucruri de vorbit, da, la erbicidă. Ceea ce am aici nu terminăm, da, în două săptămâni. Da? Haideți în să trecem repede la cultura porumbului. Să înainte de a trece la cultura porumbului, un telespectator ne scrie pe e-mail cu ce poate erbicida triticalele să scape de pir. Nu există posibilitatea asta. Pirul face parte din familia graminee și nu poate face... Înainte de a însămânța, de a
de a înființa culturile, trebuie să știm ce bureni sunt acolo. În cazul în care sunt o gamă largă de bureni, trebuie să se facă o erbicidare totală și după aceea ce rămân putem să selectăm și să erbicidăm. Altfel, să știți că este foarte, foarte greu să adaptăm tehnologia la cerințele agricultorilor. Deci grâul nu se poate erbicida împotriva pirului pentru că sunt plante surori, teoretic. Da, fac parte din aceeași familie și nu pot. Haideți să trecem repede și la erbicidările culturii de porumb, să ne spuneți când se aplică aceste erbicidări, cu precizarea. La acest moment, noi vă explicăm cum se fac erbicidările și perioadele aproximative în care se fac astfel încât dumneavoastră să vă puteți achiziționa aceste produse, iar la momentul oportun, când se vor face exact lucrările astea, noi vom veni și vom purta exact. Este momentul să faceți erbicidările la cultura DD cu produsele XY. Exact, da? Ca să știe deci nu mai dezbatem pe larg, doar vă punctăm momentul în care trebuie să aplicați aceste tratamente. Singurul lucru este ca cei care sunt interesați de erbicidă sau de întreținerea culturilor să știe în general ce buruieni au acolo, pentru că nu pot să înființeze culturi unde sunt o gamă largă de buruieni și nu putem veni cu ca altfel ar trebui, nu sunt erbicidele chiar atât de selective. Dacă erbicidăm terenul un an de zile, îl erbicidăm cu erbicide totale, scăpăm de buruieni și doar în următorul an se pot face erbicidări chiar acum în primăvară, înainte de înființarea culturii, fie că facem erbicidări totale, fie că facem erbicidări pentru o anumită plantă care este mai răspândită acolo. Și cu următoarea erbicidare post-emergent putem să intervenim, să protejăm plantele. Sunt tehnologii. Singurul lucru este ca persoana respectivă care se adresează nouă să știe ce bureni sunt acolo și atunci putem să-i facem indicația precisă la ce erbicid să se gândească. Haideți să luăm deci un telefon. Pentru cultura... Am avea un telefon și n-aș vrea să țin telespectatorul pe fix. Aștept. Alo, bună dimineața! Să rămâne! Vă ascultăm! O întrebare, dacă se poate. Vă ascult. Ceva manual sau ceva aveți scos? Deci cum era agricultura când eram la școală? Nu. Pentru că nu tot timpul am să mă uit la televizor, aș dori boala, dăunătorul, tratamentul. Se găsește așa ceva? Deci sunt în librărie o mulțime de cărți vis-a-vis de tratamentele care se fac. Însă, ce se întâmplă? Dumneavoastră nu știți nici fenofaza de dezvoltare acolo, se explică, dar nu vă puteți da seama. Înainte erau buletinele de prognoză și avertizare publicate. Probabil că și acum sunt pe anumite site-uri buletinele de prognoză și avertizare publicate de unitățile fitosanitare. Dacă ați putea să le vizionați, atunci poate că v-ați putea descurca de acolo, dar din cărțile de specialitate, sub nicio formă, nu vă puteți descurca. N-aveți domnul cum. Profesor, da. Fac o agricultură, stau la țară, am o grădină și îmi place să am de toate. Da. Deci cât pot să vă urmăresc pe dumneavoastră, dar aș dori o carte scoasă de dumneavoastră. De mine știu nu, că pe lângă chestia asta cu televiziunea, mai am și o grămadă de treburi și... Chiar de scris nu mă mai apuc, că sunt prea bătrân să mă mai apuc acum și ceva de scris. Ceva CD-ul, DVD, ceva, nu am. Nu. Deci ăsta este singurul ajutor pe care vi-l pot da când aveți posibilitatea să mă urmăriți. Sau urmăriți emisiunea în direct sau ne puteți, când aveți timp liber, o pauză, să ne urmăriți pe internet. Acolo găsiți pe Transilvania Tube. Găsiți întreaga arhivă a emisiunii. Dacă vă putem ajuta cu ceva, cărți... eventual la biblioteci, eventual la facultățile de specialitate, dacă găsiți, mai mult nu vă putem ajuta. Bine, mulțumesc mult, să rămâne. Mulțumim și noi. Alo, bună dimineața, vă ascultăm. Alo. Vă ascultăm. Să avem o întrebare, domnul inginer. Vă ascult. Vă ascultăm. Avie pe spalier. Așa. Când se face? Dar n-am înțeles începutul întrebării. Deci primul tratament la vie pe spalier. E o vie de colectiv. Deci dumneavoastră va trebui să faceți tratamentul acum în perioada de repaus vegetativ, exact ca și la pomii fructiferi.
cu un produs pe bază de cupru și cu un produs pe bază de ulei mineral, da? După care încep să apară primele frunzulițe. Când apar primele frunzulițe, să folosiți dumneavoastră în tratament preventiv Ridomil Gold. Este un fungicid care combate în special mana care apare. Și după aceea, bineînțeles, vor apărea și acarienii. Nu știu dacă ați văzut dumneavoastră frunzele dezvoltate. Pe fața frunzei apar niște umflături mici, iar în dos o pâslă albă. Este atacul de acarien. Și acolo puteți să folosiți un insecticid acaricid de gen Neoron, Nisorun, Mitac, Omai, Sanmai. Sunt o mulțime de insecticide acaricide care pot fi folosite în tratamentele, în combaterea respectivă. Dar dacă urmăriți dumneavoastră emisiunile, eu o să explic la timp și cu câteva zile, deci cu o săptămână mai devreme, tratamentele care trebuie să le faceți și dacă le faceți, nu mai aveți nicio problemă. Mulțumim că ne-ați sunat. Alo, bună dimineața, vă ascultăm. Alo. Se pare că am pierdut legătura telefonică. Sper că centrala de această dată să nu ne joacă feste. Haide să mergem repede la erbicidările culturii de porumb. Deci la porumb sunt foarte multe sisteme de erbicidare și începând de la erbicidele care se folosesc la pregătirea patului germinativ sau erbicidele care, spre exemplu, acetoganul 900. Este un erbicid care se folosește 2 litri la hectar în 300 de litri de apă. Este un erbicid pelicular. După aceea este un erbicid Adengo, care ajută agricultorii care au în cultura de porumb volbură. Se folosește erbicidul 400 de mililitri în 300 de litri de apă pe 10.000 de metri pătrați și combate volbura. Este foarte, foarte important pentru că în culturile de porumb există de regulă această buruiană care se extinde extrem de repede și oamenii de regulă o sapă, dar rădăcina îi rămâne și din nou dă lăstar și împânzește cultura. Dacă nu sunt asemenea probleme, atunci putem să folosim un alt produs, produsul Mustang, care se folosește și la grâu și în cantitate de 500 de ml sau o jumătate de litru în 300 de litri de apă pe 10.000 de metri pătrați și combate buruienile cu frunza lată. Porumbul nu este afectat. Nu, este cu frunza îngustă sau lată? Porumbul este cu frunza îngustă din grupa cerealelor. Da. Însă sunt foarte multe erbicide care sunt selective pentru porumb. Spre exemplu, nu știu dacă multă lume știe, porumbul modificat genetic a fost creat anume pentru a fi erbicidat cu un erbicid total. Se intervine cu un erbicid total, porumbul rămâne, iar restul buruienilor mor absolut toate, se usucă. Deci de aceea se folosesc erbicidele totale. Eu recomand pentru înființarea culturii de porumb 2 erbicide extrem de bune și importante. Unul este Merlin Duo, care se folosește 2,5 litri la hectar în 300 de litri de apă și se aplică imediat după semănat. Deci la o zi, două după semănat. Iar un alt produs foarte bun care se folosește în perioada de vegetație, când porumbul are 4-6 frunze, se poate interveni cu Titus Plus. Este un erbicid care distruge, pe lângă buruienile monocotiledonate, distruge și o parte din buruienile dicotiledonate, pentru că în compoziția lui există produsul Dicamba, care distruge și acest produs exista și în Icedin. Și acest produs se aplică pe vegetație când buruienile sunt prezente. Deci buruienile trebuie să fie prezente. Însă mare atenție, la momentul cumpărării, Titusul Plus la produsul respectiv trebuie să se vândă și un flacon de Trend,
pentru că ăla activează substanțele active din ierbicidul respectiv. Mare, mare atenție! Deci ierbicidul Titus Plus se vinde cu trend. Revenim cu ierbicidările la porumb. Mai avem două telefoane în direct. Alo, bună dimineața, vă ascultăm. Să rămână. Vă ascultăm. Bună dimineața. Bună dimineața. Spuneți, vă ascult. Alo. Da, spuneți, vă ascult, vă rog, spuneți în direct. Deci am dat cu Dual Gold peste roșii, semințe, pe patul germinativă. E bun sau... Dual Gold, da. Dar înainte, înainte de înființarea culturii. Da, deci... Da, este, este foarte bun. Da, da, că m-am speriat că l-am otrăvit. Nu, nu, nu. Așa, este... ce-am vrut să spun? Da, spuneți. Am dat cu formol în solar. În solar e cam 25 de grade. Deci este bine că ați dat, însă... Mare, mare atenție, după aplicarea formulului, dumneavoastră nu puteți folosi terenul numai după 3 săptămâni. Aia, învelit cu pături să fie cald. Deci terenul trebuie să fie săpat și numai după 3 săptămâni puteți, de la aplicarea formulului, puteți să semănați sau să plantați. Și? Nu vă aud, vă aud cu întreruperi, nu știu, vă mișcați cu telefonul. Alo? Alo? Alo, bună dimineața! Alo, bună dimineața! Sunteți în direct, vă ascultăm. Mă interesează ce aș putea să semăn într-o livadă. Dar ce ați dori? Cât e livada? Cât îți de bătrân pomii? Pomii am plantat în toamnă. Acum i-ați plantat numai? Da. Atunci dumneavoastră puteți, spre exemplu, fie că cultivați plante furagere, trifoi, lucernă, fie că puteți pune acolo cartofi. Este foarte benefic lucru dacă dumneavoastră arați între ei și puneți cartofi. Vă mulțumim că ne urmăriți. Haideți să mergem într-o scurtă pauză de publicitate, după care revenim cu ierbicidările la alte culturi mari.